altfel. Mai ții legătura cu cineva de la Dinamo în momentul de față? Sincer, nu mai țin legătura cum mă țineam înainte. Nu știu, am zis zi sau ieșeam zi de afară. Așa, dacă ne vedem, să zicem, pe stradă, ne salutăm așa. Sau... Dar nici, nu cum eram înainte. Nici cu Grigore sau, Grigore sau Moldoveanu, care sunt acolo la prima echipă. Văd că și Măgureanu, ai fost coleg și cu Măgureanu. Da, nu, eu eram foarte bine cu Moldoveanu și Ricci. Adică ieșeam zi de zi afară, eram zi de zi. Acum... Știi cum e, ei sunt pe alte drumuri, eu sunt pe alt drum. Au intervenit Răceana puțin și nu mai era cum era înainte. Poate dacă ne vedem, ne salutăm, ce faci, ne aducem aminte, mai râdem, Caterinca noastră. Da. Ești un pic și invidios că ei au ajuns la Dinamo Liga 1 și... Nu. Păi n-am cum să fiu, că am crescut cu ei de la 8 ani. Am văzut pozele cu Grigore de mici. Era fratele meu și e fratele meu. Da. N-am cum să fiu, adică să fiu pe el, de ce? Nu. Niciodată. Apropo de Ricardo Grigore, presupun că ai citit și ai văzut ce s-a întâmplat săptămâna trecută înaintea meciului cu Clinceni. Criticat de suporteri, a fost criticat și de Mulțescu pentru episodul ăla cu lăutarii și manelele, cu banii. Și voiam să te întreb așa pe tine, în calitate de fost coleg, cum ai catalogat ce s-a întâmplat acolo? Am văzut ce... Ce pot să spun... N-a fost deștept, a fost puțin cam prostuț, că putea să o facă să nu se afle, da? Acum știi cum e, în ziua de azi imediat apar imagini, videoclipuri pe rețelele de socializare. S-a întâmplat și cu Neicuțescu, dacă mai ții minte, la începutul sezonului, cred. Și cu Neicuțescu, dar el putea să zică, nu face niciun live sau nu filmați nimic, că da, sunt și eu la Dinamo, îmi fac probleme, apar imediat. Și-a asumat. Ne spui că și-a asumat. Și-a cerut scuze ulterior pentru o scrisoare publicată pe Facebook. Și plus că după aia mai vine și meciul cu Clinceni, minutul 17-3-0, normal. Dacă băteau, nu mai se uita.